Mihai Viteazu și unirea țărilor române. În secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman a atins apogeul evoluției sale în timpul domniei sultanului Soliman Magnificul. În urma înfrângerilor trupelor ungare în bătălia de la Mohax din anul 1526, o mare parte a acestei țări a fost transformată în pașalâc. Prin urmare, dominația otomană asupra țărilor române s-a intensificat. Transilvania a devenit din anul 1541 principat sub suzeranitate otomană, plătind la rândul ei tribut anual la fel ca țara românească, ori Moldova, ale căror obligații față de otomani au crescut tot mai mult. Totuși, țările române și-au păstrat autonomia și organizarea religioasă. Cu timpul, sultanii și-au impus controlul asupra numirii conducătorilor țărilor române, precum și a politicii acestor. În anul 1593, în condițiile creșterii presiunii otomane și a pericolului transformării țărilor române în pașalăcuri, Mihai Viteazul a urcat pe tronul țării românești. Voievodul a hotărât să se alăture Ligii Sfânte, o coaliție anti-otomană de state europene în frunte cu Imperiul Habsburgic, stat condus de împăratul Rudolf al II-lea de Habsburg. În anul 1594, Mihai Viteazu a declanșat lupta împotriva dominației otomane, a suspendat plata tributului, a atacat cetățile ocupate de turci pe linia Dunării și a eliberat Brăila, Rușciuc, Silistra. În primăvara anului 1595, domnul țării românești a încheiat cu principele Transilvaniei Sigismund Bathory tratatul de la Alba Iulia, prin care cei doi conducători își promiteau sprijin împotriva turcilor. Un tratat asemănător a fost semnat și de domnul Moldovei Aron Vodă, astfel că cele trei țări române se aflau împreună în lupta purtată de Liga Sfântă împotriva Imperiului Otoman. În august 1595, o mare armată otomană, condusă de Sinan Pașa, a trecut Dunărea, îndreptându-se către București. Locul ales de Mihai Viteazu pentru confruntarea cu oștile inamice a fost o zonă acoperită de păduri și de mlaștini pe cursul râului Neajlov la Călugăreni. Victoria obținută de Mihai în bătălia de la Călugăreni nu a fost însă decisivă. Domnul a fost nevoit să se retragă spre munți pentru a aștepta sprijin în partea aliatului său Sigismund Bathory. Cu forțe noi primite din Transilvania și din Moldova, Mihai a reușit să elibereze orașele București și Târgoviște, ocupate de otomani, care după înfrângerea suferită la Giurgiu în octombrie 1595 au părăsit țara românească. În anul 1599, noul principe al Transilvaniei, Andrei Bathory, a renunțat la lupta anti-otoman. De aceea, Mihai a luat decizia de a trece cu armata sa în Transilvania. După înfrângerea lui Andrei Bathory în bătălia de la Schellimbăr, lângă Sibiu, domnul țării românești a preluat conducerea Transilvaniei. În Moldova, voievodul Ieremia Movilă ducea din 1595 o politică favorabilă turcilor. În urma campaniei militare organizate de Mihai Viteazul în primăvara anului 1600, acesta a fost alungat de la tron. Astfel, cele trei țări române au fost unite sub aceeași conducere, iar Mihai Viteazul se putea intitula, conform unui document din iulie 1600, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei. Țările române s-au aflat sub conducerea lui Mihai Viteazul pentru o perioadă scurtă de timp. În Transilvania, nobilimea maghiară, ce nu putea accepta să se subordoneze domnului țării românești, s-a răzvrătit împotriva acestuia. În Moldova, Ieremia Movilă și-a recăpătat tronul cu ajutorul Poloniei. În anul 1601, cu sprijinul militar din partea aliatului său împăratul Rudolf al II-lea, Mihai s-a întors în Transilvania. El a obținut victoria în bătălia de la Guruslău împotriva armatelor conduse de Sigismund Bathory, care revenise în fruntea principatului. La scurt timp după această izbândă, Mihai Viteazul a fost ucis în tabăra sa militar de lângă Turda de soldații generalului Gheorghe Basta, comandantul trupelor austrieci. Fapta sa politică, unirea țărilor române, va deveni în timp un simbol al unității de neam și un model pentru generațiile viitoare.